Discutăm și despre produsul minune sau medicamentul minune care circulă zilele acestea pe rețelele sociale și mai ales pe grupurile conspiraționiștilor. Am văzut acest medicament promovat, mă refer aici la ivermectină, un medicament care este folosit la antiparazitarea câinilor. E eficace și pentru COVID? Luăm pentru a ne trata de COVID? Că... Eu nu sunt de specialitate, nu sunt medic infecționist, însă ceea ce pot să vă spun este faptul că acest medicament inițial, nu inițial, și în momentul de față, a fost autorizat pentru om. Deci el a fost autorizat ca antiparazitar pentru om. Și se folosește. În România? Pentru uzuman, da, se folosește și în România se folosește, dar cred că se folosește sub formă de cremă sau ungvent, fiind autorizat. Dar este autorizat în lume pentru uzuman, deci este un medicament de uzuman, nu neapărat de uz veterinar. Ceea ce autorizația din România este pentru uz veterinar. Nu știu și nici nu am informații dacă acest medicament, decât din, așa cum aveți și dumneavoastră din presă sau din mass media, din informații din mass media sau de pe internet. Însă, ceea ce știu este faptul că sunt țări care l-au autorizat de urgență și tot mai multe țări îl introduc în protocolul de tratament pentru împotriva COVID-19. Ceea ce însă știu și ceea ce însă se constituie ca o acuzare pentru Ministerul Sănătății și pentru ministrul Tătaru personal, este faptul că au autorizat un antiviral care a fost l-au trecut în schema de tratament. Au trecut în schema de tratament pentru COVID un antiviral care se produce în Rusia. Arbidol sau Arbivir, depinde de producător, astea sunt denumirile comerciale. El a fost autorizat pentru tratamentul COVID-ului și nu a fost pus pe piață în România nici până azi. Cu toate că orice fabrică din România îl putea produce și se putea administra pacienților. Și știu, am colegi care au luat Arbidol cumpărat din străinătate și care au mers foarte bine. Medici, colegi medici, nu colegi senatori, colegi medici care au folosit acest medicament, care este un antiviral. Într-adevăr, nu avea indicație pentru COVID, dar era un antiviral folosit care se pare că dă rezultate. Și am auzit... Nu-l folosim? Noi îl avem în protocol, deci îl găsim în protocolul Ministerului Sănătății, este trecut în protocolul de tratament, s-a și folosit în România în formă de studiu, dar el nu este pus pe piață, nu este pus oficial pe piață. Și cred că dacă introducem un antiviral în schema de tratament, în schema oficială de tratament a României pentru COVID, și noi nu-l avem, asta se numește lipsă de responsabilitate. Și pentru asta, domnul ministru Tătaru este absolut responsabil, pentru că înțeleg că a avut o discuție sau că au existat discuții cu antibiotice Iași care nu s-au finalizat. Practic, avem o fabrică care ține de Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății este principalul acționar, statul român este acționar și Ministrul Sănătății nu a luat măsuri ca acest medicament să se producă în România în așa fel încât orice medic de familie să-l poată sau medic de specialitate să-l poată prescrie în formele la care se pretează pentru tratament. Acum, într-adevăr, au fost discuții despre tot felul de medicamente minune. Poate că și acest antiparazitar este un medicament care are acțiune asupra COVID-ului. Nu pot să mă pronunț, ca să revenim la întrebarea dumneavoastră. Dar cunoașteți medici care au folosit acest produs? Nu, acest produs nu, însă știu de la colegii mei care lucrează în străinătate că se fac studii clinice pe acest produs și că există rezultate încurajatoare inclusiv în tratamentul împotriva COVID.